Femeia spune că totul a început în momentul în care i-a reproșat șoferului că numărul de înmatriculare al mașinii nu este cel care apare în aplicație. În momentul acela el s-a enervat foarte tare, mi-a zis că sunt ubeistă, că sunt nesimțită, că de ce vorbesc așa cu el și mi-a zis că el vrea să anuleze din nou cursa. Mie mi s-a părut în momentul acela că îmi sunt încălcate drepturile, era coborât din mașină, a deschis portiera în partea mea, s-a repezit la mine și a încercat să mă prindă de braț, să mă scoată afară. Eu în momentul ăla mi-am dat seama că sunt într-o stare de pericol, am început să țip, s-a enervat și mai tare, atunci m-a prins de mână, m-a smuncit din mașină și m-a lovit cu capul de plafonul mașinii, exact unde este partea cu portiera, și m-a lovit de câteva ori ca să încerce să mă scoată cu forța din mașină. După incident, femeia a depus plângere la poliție. În ultimii ani au crescut nemulțumirile față de șoferii de companii de ride-sharing. Părinții mei mi-au spus că nu este sigur uneori să le iei din cauza unor persoane apropiate nouă care au avut de-a face cu niște scandaluri din cauza șoferului. Practic, taximetriștii au rămas aceiași, s-au mutat, au migrat către Uber, către Bolt, către Yango. Chiar am avut o speranță, chiar erau civilizați, chiar erau în regulă, dar apoi taximetriștii clasici au descoperit și ei softul și tot și s-a terminat. Compania de ride sharing spune că șoferului în cauză i s-a blocat accesul la platforma de preluare a comenzilor cât timp durează ancheta. Suntem profund îngrijorați din cauza situației și am deschis o investigație. Le oferim autorităților cooperarea totală și nu putem da alte detalii până la finalizarea anchetei. Compania tratează cu foarte mare seriozitate aceste acuzații și nu tolerează un astfel de comportament. Le cerem tuturor șoferilor parteneri cazierul judiciar și nu îi acceptăm pe platformă pe cei cu înscrisuri. De asemenea, monitorizăm constant feedback-ul pasagerilor despre comportamente neadecvate din partea șoferilor parteneri. Între timp, șoferul în cauză a fost blocat și nu mai poate folosi platforma. Șoferul în cauză urmează acum să fie audiat și de polițiști.